Ei bine, salutare dragilor și bine v-am regăsit la un nou episod de Sims 4, de această dată familia Dumitrescu și primul episod în care Ștefania a revenit înapoi acasă după ce a finalizat facultatea. Însă, înainte de a începe, nu uitați să lăsați și voi un like, bineînțeles aștept și comentariile voastre, iar dacă sunteți noi pe canalul meu și vă place contentul, nu uitați să vă abonați. După cum bine știm, în episodul trecut Ștefania a reușit să termine facultatea, așa că în acest episod va trebui să-i găsim, bineînțeles, un job pe baza a ceea ce a terminat ea la facultate. Așa că haideți să vedem și noi ce se întâmplă pe aici pe la familia Dumitrescu, că de mult timp n-am mai trecut pe aici. Ia uitați, a venit și tatăl înapoi acasă. Așa că vreau să iau, bineînțeles, pe Ștefania. Între timp am mai făcut eu câteva mici schimbări. Spre exemplu, am mutat diplomele și toate lucrurile acestea în partea asta. Mi se pare destul de drăguț cum sunt afișate aici. Mămica la fel a primit o chestie și anume a avansat la level 10 la serviciu, așa că și aceasta trebuie să primească o diplomă cât de curând cea de profesor. Însă acest episod vine și cu o veste tristă. Înainte să încep clipul, am primit un mesaj de la cineva și anume acest mesaj: hei Ștefania, prietena noastră Rashid a murit din păcate, era tânără, era cu noi în liceu, nu știu ce s-a întâmplat exact, însă asta e, n-avem ce să facem, chiar îmi pare tare rău pentru ea. Dacă nu știți, am să vă arăt exact acum, poate mai mi-apare pe aici la prieten, uitați spre exemplu. Deci asta e, n-avem ce să facem, viața merge înainte, așa că acum aș vrea să mergem, bineînțeles, la calculator și să ne căutăm jobul. Mămica, să știi că mă duc, uite, la calculator să-mi caut jobul. Du-te, draga mea, vezi ce îți alegi acolo. Păi da, am primit mai multe oferte și vreau să iau cea mai bună decizie. Bine, atunci să ne spui și nouă ce ai făcut. Haideți, dragilor, să mergem la calculator. Emoții foarte mari. Până acum n-am mai testat deloc chestia aceasta, să termin facultatea și să văd exact ce job își poate lua un sim și dacă va câștiga într-adevăr mai mulți bani. Așa că o să dăm frumușel aici și career, find a job. Hai să vedem cu noroc. Sper să fie ceva ok și un salariu destul de atractiv, zic eu. Trebuie să-și găsească ceva. Ea a terminat comunicarea, așa că ar trebui să-și găsească ceva tot în domeniul acesta. Sper să și avem așa ceva. Bă, ce mă enervează ăștia acum cu întrebările lor în continuu. Bineînțeles, mai are puțin și-și face și chestia asta aici, succesul în viață. Așa că hai să ne punem la calculator să vedem și noi ce joburi avem. Vai, ce emoții am, nu pot să cred. Și gata, am intrat aici în lista de joburi. Știu că trebuie să apară puțin diferit atunci când e facultatea. Uite, spre exemplu, ăsta și ne zice having a relevant university degree. Și primim 261 pe jobul ăsta pentru organizație de binefacere. Nea, nu mi se pare ok. Uite asta de civic planner, iarăși 355. Deci ne apare chestia asta aici. Și ne spune și jobul pe care ne angajează de aici. Ia uite, non-profit director. Deci se poate angaja direct ca director. Ăsta nu-mi place niciun caz. Hai să de mai jos ce opțiuni mai avem. Bă, dacă am puține joburi pe ce am terminat noi. Ia uite, jurnalist. Nu pot să cred. A, jurnalist de investigații. Na, 247, nu câștigă foarte bine. Hai mă, altceva. Management. Ia să de prezident, ia uite-te aici, 228 într-o poziție de președinte într-o firmă. Foarte interesant jobul acesta. Ia să dăm mai departe, public relation. Ia să dăm ok și aici 542 și director de comunicare. Cred că ăsta e jobul nostru, sunt 100% convins că ăsta este jobul nostru. Mamă, cât de bine e chestia asta. Și ia să dăm mai jos, uite, mai avem pe ăsta supervisor, prime planner. Ia uite ce stă aici la birou, foarte drăguț, și primește 330. Cred că astea sunt toate joburile, așa că cel mai bun job pentru ea este acesta de relații publice în poziția de director de comunicare. Foarte drăguț, ia uite așa frumos o să stea la birou. Și primim 542 și la fel primim și un bonus că ne angajăm aici. Deci asta este foarte bine, sunt curios să vedem Valentin ce job va avea și cât va câștiga acesta. Avem 2 zile libere, cam muncește destul de mult, așa că o să-l alegem și noi. Bineînțeles, și priviți aici ce frumusețe, level 8, da, ok. Vice President, ia uite, avem și ceva de făcut aici, bineînțeles. Deci următorul este președinte, dar acum suntem director și uite, trebuie să aibă 5.000 de followeri, nu cred așa ceva. Bă, dar noi avem 5.000 de followeri, cred aproape, ce naiba, de ce nu s-a băgat chestia aia? Gata, mă, mică, m-am angajat, m-au căutat unii și am acceptat poziția de director de comunicare. Vai, foarte bine, draga mea, mă bucur, tată, pentru tine, să fie într-un ceas bun, trebuie să ne cinstești acum. Da, cu siguranță o să vă cinstesc, trebuie să-mi schimb ținuta acum, bineînțeles că trebuie să-mi iau și eu un outfit ceva mai interesant pe mine, nu mai pot să mă prezint chiar așa. Și pot să spun că am și emoții foarte mari, trebuie să fac și un task, mi-au dat deja acolo, așa că trebuie să fiu
fiu pregătită, să fac o impresie bună. Bravo, draga noastră, suntem foarte încântați de tine. Am anunțat și rudele, le-am spus la toți că ai terminat facultatea cu bine. O să le spun că ai ajuns director. Da, tată, mulțumesc tare mult. Și gata, dragilor, deci trebuie să facă 5.000 de followeri, dar eu știu că ea are deja chestia asta. La Social Bunny avem 5.800. De ce naiba nu să pune chestia asta? Stai puțin că nu combine treaba aceasta. Eu tot pe Fiorica ce succes are la postări pe bunica. I-ai spus mai știu lui bunica ta că ai terminat facultate și toate lucrurile astea, dar cred că umblă cam haimana bunica, nu prea e acasă acum. Ia, ba da, mă uită, stă cu plantele drăguța de ea. Cât o mai sta pe la noi pe aici, că nu prea mai avem naiba spațiu prin casă, trebuie să avem grijă. Așa că Ștefania va trebui cât de curând să schimbe ținuta, neapărat să-și așa un outfit ceva mai drăguț. Bineînțeles, o să schimbăm și frizura, pentru că aș cerut și voi acest lucru și trebuie să facem chestia aceasta. Și trebuie să facem chestia asta. Ne spune că trebuie să vizităm Spice Market și să dăm get un nou pe alte persoane. Așa că o să mergem să facem și noi task-ul acesta. Dragilor, vedeți că eu plec puțin până la market. Bine, draga noastră, vezi, ai grijă. Da, 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 am să am grijă. Așa că haideți, dragilor, să mergem și noi la Spice Market și să reușim să facem și noi task-ul ăsta, pentru că vrem să facem o impresie bună în prima noastră zi de muncă. Gata, am ajuns frumușel la Spice Market și cred că este undeva în partea asta pe aici, sau unde naiba s-o afla Spice Market-ul ăsta, că trebuie să le spunem la oameni get-ul nou, dar cred că nu este pe aici, sau o fi direct cu ăștia, putem să ne băgăm în seamă și să le spunem get-ul nou. Acum vă dați seama că este și ea într-o altă de asta. Ia uite pe Petra, a venit și ea pe aici. Ulu, dar ce caută pe aici? Stai puțin, pauză, că trebuie să vorbim direct cu Petra, că se cunoaște o vendor săraca, vai de capul ei, nu prea îi merge foarte bine, dar asta e. O să-i dau cheerful friendly introduction, hai să ne prietenim cu ea, mai ales că va urma să mai intre din nou în serie cu Gheorghe. Știți că v-am zis eu acest lucru, stați să vedem unde este Ștefania în momentul de față, văd că a venit și domn Moș Crăciun pe aici. Hai mă, unde te dusă-și, Doamne, vino naiba mai repede în partea asta, că trebuie să-ți faci asta, ne facem de râs în prima noastră zi de lucru. Bună, Petra, ce faci? Ah, bună, Ștefania, mă mai cunoști? Da, 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 cum să nu? Și aici trebuie să-i dau chestia asta cu ghetul nou, sper să fie undeva în partea asta aici. Ia uite că-i dă chestia asta, ia uite ce chestie are pe aici. Bă, dar nu mi-apare chestia aia, trebuie neapărat să-i dăm pe ghetul nou ăla, pentru că altfel nu se face treaba aici. Și nici nu știu dacă o să-i apară, Ia hai să-i spune de căsătorie, că o să invităm și pe ea, poate, o să se cam supere maică sa, dar asta e, n-avem ce să facem. Și aici trebuie să-i mai dau ceva, ia stai să dăm smile, ia să dăm ce însemna chestia asta, poate dacă-i dăm aici cu siguranță o să fie bine. Flatter putem să-i mai dăm, momentan văd că nu mi-apare și cred că o voi lăsa pe ea direct pe aici să-și facă toate chestiile acestea. Momentan n-am găsit pe nimeni care să vrea să-i dea get-ul nou, dar cu siguranță aici trebuie făcut această chestie. Am tot încercat eu pe aici să le dau, uite ăsta este oficiant pentru nunți din ce observ eu și văd că-i dă suggestive look, serios, Doamne iartă-mă, ce a nebunit ăsta la cap. Băi băiatul, stai cu minte că deja este luată fata, nu te mai gândi tu la alte lucruri. Oricum eu mă bucur tare mult că a reușit într-un final să își găsească acest job. Sper ca chestia asta de aici să ne ajute și să nu trebuiască să ne facem, eu știu, vreo rețea socială sau alte lucruri, că n-ar fi deloc ok. Am să mai caut și-o pe internet, puteți să-mi spuneți și voi dacă știți cumva, poate trebuie să dăm pe telefon și să facem chestia asta de aici cu socialul, nu știu, uite, trendy sau nu. Da, asta ar trebui să fie Social Bunny, din câte mi-amintesc eu. Văd că s-a făcut destul de târziu, așa că mă voi întoarce acasă. Momentan n-a reușit cu Spice Market-ul ăsta să facă ceva, din păcate. Cred că trebuie să vin pe timp de zi și să stau mai mult timp aici. Momentan văd că nu am nicio șansă. Hai să mai încerc acum aici să văd compliment, dar nu mi-apare chestia aia. Poate dacă îi dau un hug lui asta, mă gândesc că o ajuta la ceva. Bă, ia pleacă, bă, de aici, du-te, NPC, de aici, ai venit pe capul meu. Ești naiba de aici, că te dau acum pe mâna poliției, nu vezi că ai păr alb în cap. Ai venit pe capul meu aici imediat. Mă, dar nu-i apare, dă-i și cu asta că te căsătorești, poate ajută la ceva, eu știu. Foarte greu de acum încolo. În următorul episod o să ne întâlnim și cu Valentin, pentru că știu că vă doriți acest lucru. Trebuie să punem lumea la cale, să vedem exact dacă aceștia se vor căsători într-un final. Este un moment foarte important pentru ei și trebuie să-și găsească locație și toate lucrurile acestea. O să mergem în căutare cu ei să vedem unde va fi cea mai bună locație pentru a-și face evenimentul important din viața lor. Tot nu-i apare, nu știu care e faza aici. Sper să reușesc să fac chestia asta. Știu că mai sunt niște erori pe la jocul ăsta, câteodată și poți trezi cu tot felul de lucruri. Trebuie să ne găsim, bineînțeles, și persoanele care vor oficia anunta și toate lucrurile. Da, așa că haide să ne întoarcem înapoi acasă, pentru că văd că nu se întâmplă absolut nimica. Oricum mai avem 13 ore. Aolo, nu prea e bine, trebuie să avem grijă de chestia aceasta. Așa că o să ne întoarcem înapoi acasă, că deja este destul de târziu, se face seară și văd că a început și ninsoarea. Și o să vedem acasă ce mai avem de făcut. Bun, și am revenit înapoi
apoi a căsică. Hai să intrăm și noi repede înăuntru că îi cam frig, un aibii afară și nu vrem să înghețăm sau chestii de genul acesta. Perfect, foarte bine. O să vedem pe viitor dacă se vor muta aceștia. Încă stau și mă gândesc la lucrul acesta, pentru că dacă se va muta Valentin aici sau ea la Valentin, puteți să-mi lăsați și voi în comentarii și să-mi spuneți ce ați vrea să facem. Voi încerca eu off-camera să îi rezolv aceste task-uri, pentru că momentan n-a reușit să fac acest lucru. Intră acum pe Eneba și profită de cele mai tare reduceri la jocurile preferate, The Sims 4 și multe alte jocuri te așteaptă cu super reduceri în fiecare zi, toate informațiile le găsești din descriere. Însă, da, dragilor, cam acesta a fost episodul de astăzi, eu sper că v-a plăcut și vreți să vedeți continuarea poveștii din familia Dumitrescu. Bineînțeles, nu uitați să lăsați și voi un like, aștept și comentariile voastre să-mi spuneți dacă ați vrea poate totuși să-i mutăm sau să rămână tot în această casă și pe parcurs casa să evolueze, să mai facem un etaj și chestii de genul acesta, aștept să-mi spuneți voi în comentarii, iar până la un nou episod cu familia Dumitrescu, eu am fost Alex, toate cele bune, ciao!